Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Cornelia Catanga a încetat din viață pe 26 martie 2021, iar Aurel Pădureanu a primit abia anul acesta aprobarea de la Sanepid pentru a o deshuma pe regretata artistă. Motivul pentru care a dorit acest proces are la bază dorința familiei de a-i face legendei muzicii lăutărești un loc de veci, după cum și l-a dorit ea. Mă bucur că am reușit să-i fac Corneliei mormântul. Să fie așa cum merită o mare artistă cum a fost ea. I-am îndeplinit ultima dorință. Acum are un loc de veci așa cum și-ar fi dorit. Acum, sicriul nu mai este direct pe pământ, ci pe beton. Am făcut acolo două cripte. Cornelia avea fobii de insecte și nu voia să fie înmormântată direct în pământ. Și nu mai spun cât pământ s-a scos de pe ea, din groapă. Am dezgropat-o în martie, să-i pot face lucrarea de la mormânt. M-a ajutat domnul Adrian Videanu, a declarat Aurel Pădureanu, Cornelia a lăsat cu gură de moarte să aibă criptă. Am să fac o mică pauză pentru a vă aminti că vă puteți abona gratuit la canal și în acest fel ne veți sprijini să postăm mai des și să vă aducem mai multe știri interesante. Am fost la Sanepid, am obținut aprobarea lor pentru deshumare. Așa cum se face. Eu m-am ocupat să-i fac un mormânt frumos. În urmă cu două săptămâni am realizat acest lucru. I-am făcut și pomenirea de un an totodată. Acum are un loc frumos, așa cum trebuie și cum merita și ea, că a fost o mare artistă, a declarat Aurel Pădureanu, și așa nu am putut să dorm aproape un an, că știam că e acolo în pământ, în condițiile acelea. O visez mereu și azi. Alexandru la fel. Nu avem liniște, ea era puterea noastră. Mergeam pe stradă și umblam de unul singur de durere. E o durere care nu ne va trece niciodată. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.